astăzi în redacție și l-ascultam pe Liviu Teodorescu și ziceam, Doamne, cât a talentul, unde încape atâta talentul? E, uite că încape, în televizorul nostru. Liviu, ești în direct, te vedem, te ascultăm, te auzim, te... Îți admirăm freza. E prima oară când ne vedem așa de la mare distanță. Cine te-a atuns, iubirea mea? M-a auzit? Da, te aud. Voiam să știu cine te-a tuns. Cine m-a tuns? E o poveste lungă. M-am izolat într-o zi cu niște prieteni foarte buni și ne-am tuns unul pe altul, ca să o spun drept. La ce oră? Dacă ce vreau să întreb? Putea să fie orice oră, putea să fie și 12 noaptea, putea să fie și 6 dimineața, puteam să ne fie odihnit bine noaptea precedentă, nu contează, tot prost ne tundeam unul pe altul, deci că n-avem nicio treabă cu tunsul, nu de alta. Ce facem în cazul în care pisica ta, care în momentul ăsta va face pui, se hotărăște să-i facă mai repede decât trebuia? Facem cu schimbul. Iubita mea este acum la muncă, eu sunt acasă. Ieri am fost eu plecat la studio, ea a fost acasă. N-avem ce să facem. Trebuie să fim aici prezenți zi de zi alături de ea, pentru că mai are puțin și o să nască. Și o să fim bunici, practic, fără să fim părinți, vezi? Și ce facem cu puiuții? Cum procedăm? Că ai o casă frumoasă. Sincer, nu știu câți... Uite, stai acolo pe canapea. Stai, pot să mă duc să ți-o aduc? Da, da, te rog. Ai o casă frumoasă care s-ar putea să nu mai arate atât de bine după ce mulți puiuți, ding, 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 pe toate canapelele. Da, exact. Ia uite-o. Uite-o! Unde e tău, frumoasă? O fumușică și uite ce burtică are. Mare, ia uite. Domn, încă o rău. Aolo, du-te și lasă-o la locul ei, acolo unde stătea bine. Să te odihnești, iubito. Nici ea nu înțelege ce îi se întâmplă, îți dai seama tu. Multe dintre prietenele mele nu înțeleg ce li se întâmplă. Are abia un anișor și habar n-are ce se întâmplă, dar nu. Știi ce am remarcat? Faptul că în ultima vreme ești cel puțin prolific. Mulțumesc din suflet. Păi, nu ne oprește treaba asta cu carantina și treaba asta cu virusul. Bat pe tine, te și inspiră. Pe toate lucrurile, știi? Pare a fi mai inspirat. Mai cum? Mai inspirat decât de obicei, chiar. Mulțumesc din suflet. Mi-a prit perioada asta cu statul acasă, să știi. Mie mi-a prit și mi-a făcut foarte mult bine. Am descoperit foarte multe lucruri și sunt mai împăcat pe foarte multe planuri. Mă bucur că s-a întâmplat asta și sunt sigur că, într-un fel sau altul, toată treaba asta cu izolarea și cu virusul și absolut tot ce se întâmplă pe plan mondial e o chestie care a venit într-un moment potrivit din niște circumstanțe pe care tot noi le-am creat. Deci... Și ca să nu creadă cineva că îmi declar dragostea nemărginită față de tine degeaba, dacă ești de acord, vom urmări împreună unul dintre cele mai recente clipuri pe care le-ai scos, Unde îți zboară gândul, care mie mi-a plăcut, te-am leșinat. Mulțumesc mult de tot! Noi îți mulțumim, te pupăm cu drag!